Salut, tuturor, și ne-am regăsit la un nou episod de Plants vs. Zombie cu floricele noastre frumos colorate. Bine, asta e albă, dar ambele sunt foarte drăguțe. Și vrem să le creștem, cer din nou îngrășământ și să le facem la nivelul 2. Două monede. Și încă două monede de la asta. Bun, bun. Atât de aproape. Și n-avem de unde să mai facem rost de încă puțin. Încă puțin. Dar cred că în nivelul ăsta vom reuși să facem rost de încă 80 de bănuți. Am putea, evident, să jucăm un minigame ceva. Minigame-ul ăsta ne-ar aduce bani. Dar hai să trecem la nivelul acesta, că oricum este un nivel bonus și ca atare nu ne va ajuta acest al nouălea slot. Să sperăm că în acest nivel facem încă 80 de bănuți ca să ne luăm slotul. Hai că am vorbit o dată cu ăsta, trebuie să dăm restart, că data trecută a trebuit să intru ca să pot da la meniu. Zen Garden is pretty nifty, huh? Grădina Zen e foarte e grozavă, nu? O pot vizita oricând din main menu. Dar destul cu asta. E timpul să ne apărăm casa. Trebuie să te avertizez. O să urăști acest următor nivel. De ce? Pentru că sunt non-stop bungee zombie peste bungee zombie. Îi urăsc cu pasiune. Here come these... Vin acești idioți acum. Aici. Ok, deci vin mulți de ăștia bungee zombie. Ia. Cade! Un dovleac. Un dovleac. Hai să punem aici că nu avem dovleac. Ăla o să-l mai țină pe loc. Perfect. Bun. Punem aici că e mai apropiat. E o idee bună că la jocul că ne-a dat Chomper, pentru că practic acești bungee zombie îi duc pe zombie foarte, foarte în față și ne ajută faptul că aceste Chomper îi omoare direct. Dacă ne-ar fi dat, de exemplu, catapulte, era mai greu, pentru că veneau zombie foarte în față. Dar cred că ar fi fost distractiv și cu catapulte. Nu cred că ar fi fost chiar atât de rău. Dar e ok. Nu avem ce să... Nu avem ghiveci. Hai să punem așa. Sper să nu fie nevoie să folosesc asta, dar cred că va fi nevoie. Aba nu. Mănâncă-l, mănâncă-l! Bun. Că aș vrea să pun ghivecele mai în față, știți? Dovlecii, auzi, ghivecele. Bine, și ghivecele trebuie puse mai în față. Nu, 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 nu. Ok. Punem aici. Nu o să mă duc mai în față de rândul ăsta, o să începem să punem și mai în spate. Ideea cu cât ne extinde mai tare. Nu! Nu! Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Hai să... Facem așa, chiar dacă am consumat un ghiveci. Dar e în regulă. Ok, aici nu contează care găleată, pentru că tot la fel moare. Deci când e vorba de Chomper, poate să fie orice fel de zombie, toți mor la fel, nu e nicio diferență. Deci, practic, asta e ca și cum ar fi unul normal, când nu-l ajută la nimic ca casca aia. Ăla cu... Na, dacă alți zombie, de exemplu, ăla cu scara ar putea fi problemă, că se cațără pe dovleci. Păstrăm dovleacul, mai punem din ăștia. Strat triplu. Tot mănâncă nebunii. Pe ăștia-i păstrăm. Nu mi-au mâncat ghiveciul ăsta, ești nebun. Încă. Ok, aici o să se spargă curând. Ăsta din spate, din păcate, nu mă ajută. O să mă ajute doar dacă vine aia din cer să fure. Ok, acum răbdăm și vine primul val. Opa! Not good. Hai să mai punem pe aici ghivece. Mai punem un d-ăsta. Vreau să păstrez dovlea acum, în caz că mănâncă vreo unul. Am înțeles. Nu știu. Ce să zic? Hai că lăsăm pe ăla să fure. Hai, fură-o, pun asta. Habar n-am. Am putea să dăm așa. Că avem destule. Am putea începe să punem așa că avem mulți dovleci. Și de asta stăm bine, uite.
Ăsta o să ne fie o mică problemă, dar scăpăm de el. Una, două, hop! Perfect. Așa, ăla o să moară. Ok, vin. Ok, bine că ăsta nu și-a consumat înghițitura. Vin din ce în ce mai mulți, hai să punem și ultimul strat, chiar dacă nu ne ajută, fiindcă sunt prea îndepărtate, dar să fie acolo. Am înțeles, ești maniac. Ia, dacă fac așa, ia și scara, cred că nu ia. Nu, n-a luat-o. Nu face nimica, ne descurcăm. Nu, ne descurcăm, trebuie... Ok, ok, îl luăm și pe ăla. Vreau să le iau și pe ăla mai întâi. Așa, hop! Perfect, ca să scot și scara și să-l scot și pe Never Nicola. Hop! Deci astea din spate mă ajută când vine ăla cu scara și își pune scara, fiindcă îl mănâncă ăștia din spate, chiar mă ajută. Uite, aici ar merge o cireașă. Bun. Și aproape am umplut cu Chomper. Bun, așa. Avem prea mulți dovleci, nu avem ce să facem cu ei. Perfect. Și cam asta a fost nivelul, adică... Da. Da, n-a fost așa greu. Cam asta a fost nivelul, adică, uitați-vă și voi, avem curtea plină. Când o să vină aia din cer, o să fie mâncați. Gen, dacă încearcă să mănânce primele două linii, o să fie mâncați de ăștia din spate. Deci e în regulă și avem și două de rezervă, avem o grămadă de dovleci, putem să, uite, să umplem rândul ăsta. A, mi le fură pe alea din spate. Nu știu de ce tocmai pe alea. Uitați cât sunt. Bombă, ăla a fost. Bănuțul, bănuțul, bănuțul. Yes, avem 20.000, yes, yes, yes. Ia, hai să facem frumos. Hop. Și hop. Bun, și avem frumos. Aia... Bă, lasă-mi frumos, așa. Și am primit un garlic. Un garlic. Divert zombie into other lanes. Ok, hai să vedem. Vine nemernicul ăsta, dar vreau mai întâi să mergem la shop și în sfârșit putem să ne cumpărăm cel de-al 9-lea slot. Yes! Și nu mai avem bani de nimic, dar avem 9 sloturi de semințe, ceea ce înseamnă că am putea să ne distrăm cu ele. Hai să facem așa. Hai să facem așa. Așa. La ăsta nu știu cine ne ajută în mod special. Cred că nimeni. Adică ne-ar ajuta țiepii, dar nu-i putem folosi. Pentru că suntem pe acoperiș. Magnetul nu ne ajută. Ciupercile nu ne ajută. Da. Da. Cred că o să facem așa. Și de fapt, nu știu, să le folosesc pe amândouă sau să folosesc doar porumb și eventual să iau dovleacul. Hai să facem așa. Nu știu dacă am neapărat nevoie de varză. Da, hai să scoatem asta, că oricum nu vine niciun săritor. Și ar fi prea, dacă punem și nuca, ar fi prea lat atacul meu, mă ajunge prea în față. Ok, deci o să punem un rând de varză, un rând de porumb, un rând de repeater și un rând de foc. Aș putea chiar să pun două rânduri de repeater, fiindcă am luat dovleacul și economisim loc cu ajutorul lui. Dacă luam nuca, na, ne costa încă un rând. Și nemernicul ăla, cu mașinuța lui, vine foarte, foarte în față, vine undeva pe aici și ne calcă tot ce găsește în cale. Hai să continuăm cu strategia cu zgârcenia, să ne zgârcim. Ca să facem niște venit în plus. A, aș fi putut să mai fi luat cartofiorul ăla de 25. N-ar fi fost o idee foarte rea. Fiindcă ne-ar fi ajutat și ăla, dar e ok. Avem dovlecelul care se descurcă. E ieftin, omoară dintr-o lovitură. Ok, pe ăsta o să-l rezolvăm tot cu un dovleac și apoi o să începem să ne axăm să facem un rând de verze. Deci dovlecii o să vină tocmai pe rândul ăsta. Trebuie să stabilim asta și am stabilit-o. Deci avea pe rândul ăsta ca să punem două rânduri de repeater, fiindcă două rânduri de repeater cu foc o să dea foarte mult damage. Eu de obicei nu îmi plac atât de mult. Adică îmi plac atacanții de sol, dar prefer catapultele, dar dat fiind că momentan nu avem o catapultă foarte puternică, le avem doar pe astea mai slabe, o să folosim și repeaterul. Momentan.
Vedem mai încolo. Așa. Da. Hop, și să începem să punem ghivece. Trebuie să avem curtea plină de ghivece. E, nici chiar plină, dar nici pe departe. Ok, aici nu stăm foarte bine, fiindcă au venit doi deodată, dar o să punem un porumbel. Bun, i-a dat cu unt. Foarte bine. Dacă i-a dat cu unt, cred că îi face față lejer. Două bucăți de unt, e clar. E terminat zombiul ăsta, nu mai are nicio șansă. Hai să începem să punem dovlecii, fiindcă ăștia se încarcă greu. Nu puteam să-l pun și eu cu una mai sus? Nu puteam. O să pun aici și un porumb ca să facă față, fiindcă o singură varză n-are cum să facă față, dar poate dacă dă porumbul ăla cu unt, o să reușească. Poate, dacă dă cu unt, dacă nu. Ok, foarte bine. Foarte bine. Hai să punem... hai să punem verzele. Vreau să mai păstrez niște bani, dar uite că a făcut față. În caz că ăsta nu făcea față, îl ajutam, dar văd că a făcut față. Că i-a dat cu mult unt. Perfect, cât mai mult unt. Vreau să văd foarte mult unt. Vă place popcornul cu unt, băieți? Poate vă mâncați chiar acum popcorn cu unt, când vă uitați la episod. Așa. Bun, dovleac, n-avem bani, dar am pus atacanții ieftini, acum ne axăm pe atacanții mai scumpi. Ideea e că e un nivel ceva mai scurt, nu e de la cu 3 valuri. La care, na, dura mai mult, aici e două, sunt două valuri, deci nu cred că o să apucăm să facem tot atacul. Dar e ok și așa. Ia. Opa, acolo, de fapt acolo sus cred că face față. Dacă dă cu un, dacă nu, de fapt face față oricum. Orice ar fi o să facem față acolo. Imediat se va mai încărca un dovleac, dar cred că... Nici nu știu, asta e faza că... Uite, s-a încărcat dovleacul, dar nu avem bani, că am pus un repeater. Trebuie să mă hotărăsc pe care să-l pun. Și am zis să pun mai întâi repeaterul. Hai să mai punem un dovleac aici. Și cred că voi continua cu un repeater aici unde nu am apărare. Să mai pun ghivece, că după o să-mi pară rău că nu le am. Când o să am nevoie. Așa. Hop. Perfect. Hop. Imediat se mai încarcă un dovleac. Și îl vom folosi. Uite, aici cred că, dar de fapt asta, dacă îi dă cu unt în cap, o să fie lejer. Asta mi-atacă soarea floarelui. Uite și tu la el cum dă. Hop! Merg boabele astea cam jos, cei drept, vedeți că se lovesc de puștean, nu intră în foc, dar... nu contează. Important e că îi atacăm pe zombi. Ia, hop, și hop. Și uite, avem ultimul dovleac, putem să-l punem. Cu toate că suntem cam slabi pe mijloc, dar... Hai să rezolvăm și cu ultimul dovleac. Nu o să apucăm să punem, maxim o să reușim să punem toate focurile, dar nu o să apucăm să dublăm rândul de repeater 100%. Da, nu face nimica. În nivelul următor probabil că o să reușim, că poate, poate o să fie de la cu 3 valuri, posibil, nu știm. Băieți, ce faceți? Îmi stricați mie dovleacul după ce mi-am făcut aici atac frumos, organizat, cum îmi place mie? Voi îmi stricați dovleacul. Bun, bun. Focul face treabă. Punem așa. Sorinel, Sorinel. Mai durează până se încarcă. Da, nu punem nici măcar focurile. Hop! Ne-ar mai trebui un foc, asta înseamnă 7 bucățele de sorinel. 3, 4, 5, 6 și încă una din cer. Nu, de la tine, 7. Hop, și avem tot focul. Perfect, ăla dă, n-are treabă. Nu știu sigur dacă mazărea aia când îl lovea pe ăla a apucat să intre în foc, dar cert e că prietenul nostru o să își ia bătaie. Bă! Nu mi-a mor tu mie floarea soarelui, nu mi-a mor soarea floarelui. Și am primit o umbreluță. Așa. Care mă apără de bungee și de catapulte. Ceea ce e destul de mișto.
Și vin și bungee și catapulte. Da. Nu cred că avem nevoie neapărat de magnet, zic eu. Plus că mi-ar ocupa niște loc. Oricum nu o să mai iau varza. Pentru că vreau să iau umbreluța. Vreau să fac așa. Deci, practic, producție, ghiveci, ăștia o să fie atacanții cu tot cu foc și ăsta o să fie scutul. După aia vreau să iau umbreluța, vreau să iau dovlecelul, deci nu am cum să iau magnetul cu cafea sub nicio formă. Ca atare o să luăm, uite, cireașa. Că în caz, dacă ăsta își pune scara, putem să o scoatem cu cireașa. Deci e ok. O să facem așa. O să punem două rânduri de porumb în loc să punem varză. Prefer porumbul peste varză, pentru mai ales în combinație cu ceva care dă mult damage, fiindcă porumbul dă stun. Varza, dă damage, nu zic, nu e bunicică, dar m-am zis, prefer porumbul. Asta este preferința mea. Trei valuri, așa cum am prezis. Cred că puteam să-mi iau o greblă. O greblă, practic, vine aici pe jos și omoară primul zombie, practic... E ca și cum aș avea un dovlecel în plus, un dovlecel gratuit la început de nivel. Bine, gratuit nu chiar, pentru că mă costă 200 și ține 3 nivele. Dar mă refer că nu mă costă soare, nu mă costă bani în joc. De-aștia. Am întârziat puțin cu dovlecelul ăsta, nu eram atent că mă gândeam la greblă. Vă vorbeam, dar aici nu am shop-ul ca să vă arăt. Dar vă arăt după nivel dacă nu uit. Probabil că o să uit pentru că e un nivel lung. Unde? Uite, acum m-am gândit că nu știu unde aș putea să pun aceste umbrele. Cred că voi face, dar nu știu dacă are rost. Are rost oare să pun, să fac așa un 8 din soare? Oare are rost? 3, avem 3 valuri totuși. Cred că n-ar fi o idee așa rea. Dar nu încă. Nu pun încă umbrelele. De fapt, aș putea să pun una. Să îl iau pe ăla de jos tot cu dovlecelul. Că am impresia că se va încărca. Ok, deci pe astea le-am protejat. Așa, îl scoatem și pe ăsta. O să punem un singur strat de porumb. S-au schimbat puțin planurile. Fiindcă o să punem mai mult soare. Nu știu dacă avem neapărat nevoie de atâta soare, dar dacă tot, de ce nu? Dacă tot am început așa, hai să facem așa. Ne-ar fi trebuit atâta soare când aveam pepenele ăla, dar din moment ce nu-l avem, puteam să o las pe aia acolo și să pun umbrela mai târziu. Ar fi fost o idee destul de inteligentă din partea mea. Dar e ok și așa. O să le iau pe ăsta ca să nu mănânce dovleacul. L-am pus doar așa de frică. Aici mi-ar trebui un de la dublu. Că nu ar face față unul de ăsta mic. Așa, și să vedem dacă apucăm. Perfect. Așa. Vreau să încerc să pun mai întâi porumbul, dar degeaba că tot vin de ăștia puternici și porumbul singur nu prea face față. Ăștia au venit bine. Ăștia și-au găsit foarte bine traiectoria. Au venit fix unde eu am atacanți, ceea ce e foarte bine, fiindcă am timp să mai impun atacanți, să mai pun ghivece. Dovleacul. Dovlecelul s-a încărcat. Aici nu stăm foarte bine, dar vreau neapărat să fac așa. Aici nu e foarte bine, fiindcă ăla o să moară destul de greu și îmi va devora dovleacul. Nu. Dar acum avem 3 flori în plus. Aici aș putea totuși să las tot pentru... Sau să las aici? Cred că aici. Nici nu știu. Cred că aici. Că mai degrabă aș sacrifica porumbul decât focul. Că porumbul e mai ieftin. Ok, deci porumbul... era bine dacă puneam umbrelele aici. Știți? Și lăsam rândul ăsta din spate. Bine, putem să le mutăm mai târziu. Nu e problema de asta. Că oricum nivelul e destul de lung, are 3 valuri. Deci avem timp să facem multe. Hai mai întâi să punem încă un dovleac, așa cum v-am zis. Ala se încarcă greu, de asta tind să-l pun pe el mai rapid. După să pun altceva. Dar am nevoie aici de încă un dăsta. Bun. Deci aici și aici ar fi bine să pun umbrele. Nu am nevoie, nu vreau să ziceți, nu am nevoie neapărat să protejez de ăla din cer. Dar dacă tot avem umbrele, zic să le folosim, să folosim cât mai multe plante. Nu am folosit acel garlic,
Fiindcă... Zi să-i zic. Fiindcă mă încurcă ăla cu mașina. Dar... A, de fapt e bine că am pus umbrela aici, fiindcă ăla cu mașina lui este inutil. Nu face nimic. Fiindcă suntem protejați. hop. Hai că stăm bine, hai că stăm binișor. Deci ăla cu mașina practic doar stă și dă degeaba, n-avem treabă cu el. El e inutil aproape. Așa, încă un soare să mai pun un foc, uite, îl pun aici, că aici o să avem mai puțini atacanți. Din pricina faptului că Umbrella ocupă un loc. Opa, prietenul nostru. Nu, nu ăla, de ce ăla, nu? Oh, a, dovleacul scoate și el scara? Serios? Nu știam. Știu sigur că scara nu dispare dacă moare ăla. Deci înseamnă că și dovleacul scoate scara. Eu am crezut că doar cireașa scoate scara. Ha, adică bine, cireașa și jalapeno, dar credeam că dovlecelul nu o scoate. Interesant, interesant, într-adevăr. Nu știam asta. N-am aflat ceva nou. Așa, ăla, dacă i-au spart scara din mână, sayonara. Bun. Încă un ghiveci. Ultimul ghiveci, mai exact. Ne mai trebuie un foc și un atacant și suntem bine. După aceea putem să începem să scoatem din flori și să mai punem porumb în spate. Așa, ne mai trebuie doar un foc. Așa, hop. Și deja, așa cum am zis, vom începe să scoatem florile și să mai punem mult, mult porumb. Nu prea dă de el damage, dar o să dea mai mult stun. Așa. Unde mai punem? Dăm și astea. Punem și aici. Scoatem și floarea asta. Mai pregătim loc pentru încă un porumb. Știu că aș putea să aștept să se încarce porumb și apoi să scot floarea. Dar deja stăm bine cu banii, adică nu cred că ne mai interesează așa tare. Încearcă să fure umbrela, dar ea se apără singura. Deci, nefirească încercare era să-mi produc aia fix înainte să scot, dar e ok. A, ar trebui să mai pun pe aici, fiindcă vine aia din cer, care îmi lasă zombii, cred că și pe mijloc, nu mai știu exact care era linia maximă, dar aici cu siguranță îmi lasă zombii. Aia nu poate să o fure. Bun, stăm bine. Acum așteptăm să se încarce dovleac, să mai punem un dovleac, să mai punem unul și stăm super bine. Aici. Perfect. Ah, stați așa că eu... Ok, mi-am luat țeapă. Eu aveam impresia că... Este așa. Ah, vreau să scot scara, dar... Oh, și-am luat asta direct. Vreau să scot scara aia, dar oricum s-a terminat. Eu aveam impresia... Ok, deci asta îmi dă bănuți de argint și de aur. Aveam impresia că dacă... Că ăștia, la final de tot, o să-mi lase zombi pe acolo. Dar, dat fiind că acele catapulte erau acolo, nu catapulte, acele umbrele erau acolo, i-au oprit pe ăștia. Interesant, ok. Am zis că vreau să vă arăt. Ah, grebla, da. Grebla, asta. This garden rake takes out the first zombie that steps on it. It lasts for 3 levels. Deci, această greblă omoară primul zombie dintr-un level și rezistă 3 nivele, da? Pentru 200. Și practic este ca un dovlecel, numai că nu mă costă soare, dar mă costă bani în joc. Asta vă ziceam că nu e chiar gratis, fiindcă mă costă bani în joc. Oricum, noi o să încheiem aici și acest episod. Dacă v-a plăcut și mai aveți episod în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem la viitoare. Pa, pa!